două biserici din zona Făgărașului vor fi restaurate cu bani de la Uniunea Europeană. Valoarea proiectului lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic al ansamblului Bisericii Evanghelice Fortificate 5 este de 2.775.000 de lei, din care 2.643.000 de lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Lăcașul de cult din 5, unul dintre cele mai mari din satele săsești din România, a fost construit de coloniștii germani în secolul al XIII-lea în anul 1265 potrivit unor surse documentare, după care a fost refăcută în prima jumătate a secolului al XVI-lea în stil gotic și mai apoi în secolul al XVIII-lea. Spre deosebire de multe alte biserici, aceasta avea un dublu hram, cel al Fecioarei Maria și cel al Sfântului Pavel. În ceea ce privește Biserica Evanghelică din selistat valoarea totală a proiectului ce vizează lucrările de repatriare reparații, conservare și introducere în circuitul turistic al acesteia este de 1.336.000 de lei, din care 1.271.000 de lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Biserica evanghelică din Seliștat a fost construită în secolul al XIV-lea și a fost fortificată în jurul anului 1500. Ulterior, de-a lungul secolelor, biserica a mai fost modificată, ultima intervenție majoră fiind făcută în anul 1848 prin înlocuirea bolților medievale.